Mergem întâi jos la minus 2. E un teatru imens. Știi cum se joacă la noi spectacole? 7 la sediu și 7 în deplasare, într-o zi. 14 spectacole. Nu există așa ceva. Asta este o întreprindere. O întreprindere mare. Uite. Nu știu de ce au pus-o așa de jos poza mea. Cronicile sunt bune. Uite cum arată un Romeo și Julieta, Doica. Și asta e Julieta, o păpușă scumpă. Și ea e jumătate româncă, jumătate bulgăroaică. Uite, tăticul meu când era locotenent la Garda Călare și când eu eram tânără, am o poză aici, care toată lumea, tatăl meu le ținea împreună să arate cât semănăm noi doi, eu cu tata. Tata la 20 de ani și eu la 20 de ani. E adevărat că semănăm? Eu nu. El spune, da, tată, noi semănăm extraordinar. Așa. Tăticul ăsta este un tătic pe care l-am adorat. Eram, cred că, suflete gemene, eu și el. Tof, tata s-a dus acum 9 ani. Asta este familia din partea lui tata, frații lui tata și cu unica sora lui, toți frații cu nevestele și unica soră cu soțul și cu fata. Fata ei este aici, Mariana, pionieră. Vara mea din România, care trăiește, să-i dea Dumnezeu sănătate, este bunica Maria Miriam și bunicul, care era un om foarte aspru. Ne bătea, ne trimitea în fundul grădinei, lângă poiata de păsări, să smulgem o crenguță din gardul de crengi care l-avea acolo și până n-o rupea pe poponeață, nu renunța. Metode educative foarte dure. Foarte dure. Deci ăștia sunt bunicii de la tată și ăștia sunt bunicii de la mamă. Eu mă numesc Rozina după bunica mea Roza și ăsta este bunicul Tuli, care era un om tare, tare frumos și care a stat ca prizonier de război în Transnistria și l-au hrănit cu mazăre furajeră și când s-a întors a avut o osteoporoză îngrozitoare și eu țin minte pe bunicul meu, că vorba aia m-am născut mult timp după, mergea în cârjă și în baston. Era un om tare frumos, tare frumos, care a învățat la Charlottenburg economie și a salvat familia de pogrom de legionari în Bacău. Stăteau în spatele la Catedrala Sfântul Nicolae, în ghetto. Și un prieten de-a lui de la primărie, că lucra la primărie ca economist, i-a spus, Tulile, du-te acasă, că azi o să fie pogrom, pune dulapul în dreptul ușii și descurcă-te cu fetele și cu nevastă ta, că bunica mea era atunci, avea 40 de ani și era bolnavă de cancer și după jumătate de ani și murit. 40 și jumătate. Bunica. Ce să facem? Asta este. Asta este familia bunicii mei. La o petrecere de Purim. Evreii au Purim, care este un bal foarte balmascat, o dată pe an. Victoria de Purim împotriva lui Haman. Asta e bunica mea, care este îmbrăcată în list. Seamănă cu list, nu? Numai că are țigareta în gură. Așa, mai departe, partea. Aici sunt tot ei, la un alt bal, la un alt Purim. Uite-te ce poze vechi. Sunt poze din 1900, poate 18-19, ceva de genul ăsta. Înainte să se nască fetele.
Asta de aici e mama mea, care a fost o mare actriță în România, la Bacău, Lori Cambos. Și ăsta este bunicul meu, Tuli Neftali, îl chema Naftuli. Așa, asta e tot. Mămica mea, care era actriță de la 2-3 ani. Uite, uite cum pozează o paparuțcă mică, Hamuda. Vecaha, uite, așa arăta. Iarna. Iar aici am o poză foarte veche a lor. Eu cred că e o poză din 1930 sau 31. Ăsta blond de aici este tatăl meu și bunicul a luat-o pe bunica și cu un văr care e aici înalt, așa, un fel de speritoare, deci s-a dus și cu câțiva copii, cu Doda, cu mătușa Maria, cu nu știu ce, s-au dus să vadă cazinoul din Constanța. Uite ce poză! Veche! În clasa a doua recitam Patria, Patria, de Mihai Beniuc. Nu mai țin minte poezia, dar tot timpul eram obligată să, ori să fac balet, că eram mare balerină, să recit, uite, și aici, la 10 ani, joc teatru cu telefonul. Crezi că cineva vorbește cu mine și eu? Nu, dar am o surpriză! Da, aici când am fost la panoul de onoare, eram pionieră. Aici când am primit cu colegii mei de clasă diplome, se termina liceul aproape. Aproape se termina liceul, eram clasa a 11-a. Ia uitați-vă aici în poza asta. Ce e aici în poza asta? E Silviu Stănculescu, care ține în brațe pe Rozina, care avea 4 ani jumate, în spectacolul Căsuța de la marginea orașului, când noi jucam foarte mult dramaturgie sovietică, de Alexei Arbuzov. Și în anul acela, care anul este, scrie aici totul, mi l-a trimis, asta mi l-a trimis Silviu. 57, aveam 5 ani, pentru că sunt născută în decembrie 51, la sfârșitul anului. Și am jucat un rol foarte mare, Varvara, fetița pe care o găsesc în ruinele casei. Am luat premiu pentru interpretare în teatru la 5 ani. N-am știut cam să fiu actriță, pentru că, ca orice copil bun, mama a vrut să fac medicină și m-am dus și am intrat la medicină și după un an de zile mi-am scos toate dosarele mele de la facultatea de medicină. Nu mi-au plăcut disecțiile pe cadavre. Mi-am retras dosarul de la medicină și m-am dus, l-am depus la facultatea de teatru. La Bacău am învățat foarte puțin la Școala Populară de Artă, cu Ion Ghelu de Stelnica. El mi-a zis, tu te să dai examen, că tu n-ai nici pe de treabă. Deci, învață Salomea, dansul Salomeei cu capul lui Ion Botezător. Poezie superbă. Și am trecut toate fazele și am intrat la facultate și am fost 4.900 de candidate pe 7 locuri, 700 pe un loc. Că atunci nu se intra la facultatea de teatru numai dacă plătești. Nu plăteam nimic, ni se dădea totul gratis. Și e foarte scumpă școlarizarea de la facultatea de teatru pe vremea mea, pentru că includea totul. Echitație, călărie, lupte de scenă, not, dans, totul. Se învăța totul, inclusiv limbi străine. Aveam examene de teatru în limbi străine, adică din materialele lui, spune Molière, făceam examene în franceză. Și din Shakespeare făceam scene în engleză și în românește. Adică ne-au pregătit foarte bine. Și din anul 2 de facultate învățam și cinematografie. În fața camerei de luat vederi, pentru film, pentru televiziune, tot am învățat. 4 ani plini și extraordinari. Extraordinari. Mi-a fost frică să sun acasă, să-i spun lui mama mea că sunt studentă la teatru, că mama mea, ca o actriță care se respecta pe ea, n-a vrut ca eu să fiu actriță. Că nu e o meserie extraordinară, bani nu se câștigă și că
oamenii te tachinează și ziariștii te tachinează și... Dar mie mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut. Nu regret. Nu regret. Dar... au fost momente când erau căderi, iar te ridicai în zbor. Asta e. Am o poză pe care o iubesc foarte tare, o fotografie cu noi, când am plecat de la Teatru din Piatra Neamț cu Slugă la doi stăpâni. Am plecat în Franța, la Nancy, la Festivalul Mondial de Teatru. Aici, eu cu Horațiu, suntem la Paris, în... E puțin mai greu de văzut, dar asta sunt eu. Lângă mine e Horațelu, care întotdeauna i-a plăcut să poarte cu capușon, așa, să aibă cu glubuță. Era rece și eram în grădinile de Luxembourg, la Paris. Ne plimbam prin Paris pe 1 mai 77, nu pot să uit, asta e data. Și am văzut lăcrămioare. N-aveam bani să ne cumpărăm lăcrămioare, că românii atunci nu mergeau. Eram totul pe voucheri în comune, n-aveam nici pașapoarte. Iar aici suntem grupa pe malul Senei, în care este Horațiu, e aici. Ăsta e Horațiu, la 24 de ani. Raluca, eu sunt aici, domnul Mândric. Am fost foarte tentată să rămân. Nu numai că am fost tentată să rămân, dar mi s-a... Florica Mălureanu rămăsese atunci și a spus: Rozina, nu te mai întoarce, ai un viitor aici. Ce să te întorci? Nu te întoarce. Dar m-am întors. Pentru că îl aveam pe tata în România, tata fiind văduv. Mama mea murea 45 de ani, când eram în anul întâi de facultate. Și tatăl meu era văduv atunci, nerecăsătorit. Fratele meu de-abia se însurase. Avea o fetiță mică, care acum e mare, și mămică de două fete superbe. Și am zis: nu, eu am să mă întorc, și dacă e de plecat, o să plecăm legal. Și fratele meu e cel care m-a tras: hai să mergem în Israel, că noi suntem evrei după mea. Și nu-mi pare rău că am făcut asta. Că ex-ul meu, fostul meu soț, a rămas în mod independent, nelegat de hotărâre comună între mine și el, în Elveția, în mod ilegal, și a cerut azil politic. Și atunci a fost judecat în România, în contumancie, și condamnat la 17 ani. A făcut declarații anti-românești, anti-guvernamentale, antipartinice, și el era membru de partid și eu n-am fost membru de partid, ca să înțelegi. Dar eu am început să sufăr. Au venit ăștia de la securitate: hai să vorbești împotriva lui la proces. Și am spus: nu pot, pentru că am un copil cu el. Din cauza asta eu nu pot să vorbesc împotriva lui nimic, că dacă copilul o să vrească să trăiască cu taică-su și o să zică: uite, mama așa a făcut și așa. Nu. Și atunci le-am cerut ajutorul celor de la ambasadă, le-am explicat că situația mea este cam în cârje și că am nevoie de această libertate. Începuse să se închide. Doamna Deleanu, Dumnezeu să ierte, directoarea teatrului, mi-a spus: Rozina, n-am să pot la infinit să te țin să lucrezi când ăștia de la securitate tot timpul mă sună: n-ați dat-o afară, n-ați dat-o afară, că ei voiau să-i forțeze mâna. Și eu n-am putut să mă duc după el. Eu m-am dus la ambasada israeliană și le-am spus, pentru că eram foarte activă ca evreică în comunitatea evreiască în București. Le-am spus: ce fac eu? Ce fac? Ce fac? Ăla a rămas, eu am un copil, nu mi-e ușor. Cum fac? N-am să pot să ajung în Elveția, pentru că nu mai primeau. În anul în care el a rămas, în 82, au cerut 12.800 de oameni. 12.800 au cerut acolo azil și ei n-au mai dat. Nici el n-a avut azil. Până nu s-a însurat cu o femeie de acolo, a făcut cu ea copii, n-a primit cetățenie. Acum vina. Eu ce să fac? Le-am spus la ambasadă și au zis: pleacă în Israel. Noi te luăm în brațe și îți facem drumul. Du-te acasă la tine, în Israel.
Eram în culmea, în culmea carierei. Da, începusem cariera pe, într-un urcuș foarte interesant. Se deschizese Sara Majestic, se chema Majestic. Pe vremea mea jucam acolo, cum s-a făcut de rămas, Catinca, fată bătrână, din care am adus o mulțime de poze din spectacol, pentru că sunt foarte mândră de spectacolul ăsta. Și cu colegii mei în deplasare, Catinca făcea toată țara. Era un spectacol superb și mergeam în toate orașele țării cu această minunată piesă. Cele mai frumoase momente sunt legate de cum s-a făcut de a rămas Catinca, fată bătrână, pentru că a fost spectacolul meu. Jucam o femeie cu o bucățoaie de viață care începe la 17 ani spectacolul și continuă în timpul spectacolului până la 57 de ani, adică e o bucățică de viață. O femeie care rămâne fată bătrână, nu se mărită, n-are noroc la bărbați. Și partenerii mei erau foarte dulci, Gelunițu, juca Iubirea vieții mele, cu care nu m-am mărit, Mircea Nicolae Crețu, care juca capitanul de cursă lungă, Mircea Cruceanu, profesor universitar, așa puțin pârțâios, așa, care eu îl arunc, pentru că nu-mi place stilul lui. Piesa superbă. Superbă și am făcut enorm de multe spectacole și pentru mine a fost extraordinar că ambasada punea piesa în itinerariu turiștilor vorbitori de limbă română ca într-una din seri să vină să o vadă pe Rosina Campos, actrița evreică a României, jucând în Catinca. Nu? E o amintire frumoasă. Din cauza plecării lui, eu vorbind cu el înainte, Hai în Israel, că el nu mai putea sta în România, nebunise, se simțea strangulat. Și eu i-am spus, hai să mergem în Israel. El a vorbit cu niște prieteni care stau în Israel de ani de zile și i-au zis, nu veni, că nu e pentru creștini, că nu e adevărat, că și lor le merge foarte bine. Și n-are nicio legătură creștin, nu creștin, sunt prostii. Asta se prostică, dacă ești un om talentat, reușești oriunde. Inclusiv în Israel, nefiind evreu. Asta sunt prostii. Drumurile s-au separat, drumurile noastre și... Asta e. Nu, eu mi l-am scos din sistem, cum se spune. Îl am pe Toma, care este absolut superb. N-am poze cu Toma mare, dar am poze cu Toma mic, care este într-adevăr un copil foarte, foarte reușit. Când era mic, era foarte, foarte dulce. Uite, asta pe la 5 ani. Copil simpatic, foarte simpatic. Acum are 32 și e o superbitate. Mi s-a propus să fac acte pentru Elveția. Am făcut și m-am dus la o întâlnire la consulatul elvețian, că n-aveau ambasadă în București. Mi-au zis, stimată doamnă actriță, n-aveți nicio șansă să ajungeți în Elveția mai devreme de între 5 și 7 ani. Și am spus, ce fac cu copilul? Cum copilul o să crească fără tata atât timp? Mi-au spus, astea sunt condițiile. Pregătiți-vă pentru o așteptare de 5 până la 7 ani. Am spus, eu nu pot să fac asta. Atunci am plecat la ambasada israeliană și le-am spus, ce fac? Pleci în Israel? Că noi te scoatem cât de repede. Cu toate că am stat tare mult în România să aștept. Chiar și cu Israelul, că a trebuit să plătească pentru mine o sumă terifiantă de bani pentru studiile academice. Ca să mă scoată. Și-au plătit. Și am fost toată numai recunoștință pentru ei că am plecat. După o așteptare de un an și 8 luni. În 83 am ajuns, cine crede în destin, cred că asta a fost destinul meu. Să ajung aici și în primele 10 zile să-l cunosc pe Doron, pe Dorica. Doron e numele lui ebraic, a venit din România, îl chema Dorian.
Doron în ebraică înseamnă cadou. Fratele meu îmi făcuse pregătire, el venise aici și a spus, hai să plecăm în Israel într-o zi. Că în România începeau să se închidă orizonturile roșii ale domnului Ceaușescu, tovarășului, și atunci era cartea lui Pacepa și am citit toți așa, mai pe secrete, mai pe nu știu ce, am citit atunci a Gulagului și o zâniți. N-a fost, mi-am dat seama după ce am vorbit cu consulatul elvețian, nu e șansă și am venit în Israel și n-am regretat nicio clipă. N-am regretat nicio clipă. Când am părăsit România definitiv, a fost cel mai greu moment al meu, pentru că am trecut un control corporal. Au crezut că am aur ascuns în diverse locuri și n-aveam. Nu am avut, în afară de inelul de căsătorie care l-am dat înapoi lui soacră, mi-a Dumnezeu să ierte. N-am avut niște cercei cu gead. M-au dezbrăcat și copilul meu stătea pe, avea 4 ani, era mic, stătea pe 2 sacoșele afară pe hol și plângea. Ăsta a fost cel mai greu moment al meu, pentru că până atunci viața mea a fost foarte fericită în România. Foarte fericită, chiar dacă bărbatul meu a rămas. Eu am știut să-mi continui viața, am mers la cenaclu, am făcut cenaclu Flacăra. Când am ajuns în Israel, am coborât din avion, m-am așezat în 4 labe și am pupat pământul. Și am spus pentru oamenii ăștia care au făcut atâta pentru mine, eu n-am să părăsesc Israelul. Poate m-a bătut vreodată capul, gândul, să ajung totuși în Elveția din Israel. Nu, nu. N-am făcut. Am rămas aici și am zis, știam atâtea nume din România care au reușit aici, am spus, nu e niciun motiv ca eu să nu reușesc. Și am reușit. În primele 10 zile l-am cunoscut pe Doron. Pentru că așa este. Când trebuie să apară îngerul păzitor, apare. Și el a apărut în viața mea. Doron, îngerul meu păzitor. Și am fost așa, în legătură. 2 ani, 3 ani. Și Tommy era mic. Am ieșit odată la mare și Doron îi cumpărase găletușă și grebluță și lopățici și tot prostii. Și el s-a întors, s-a dus până la mare, voia să-și ia apă cu găleata. I-a fost frică și s-a întors și i-a spus lui Doron în ebraică, tata, adu-mi și mie o găleată de apă, că mie mi-e frică de mare. L-a chemat tata. Aba, Davili Dlimai, mea iam. Și în clipa aia mi-am dat seama că eu sunt deja măritată și nu mi-a părut rău, că îmi plăcea Doron și el mă adora. Și uite, ne-am căsătorit și suntem împreună de 28 de ani. Hai să-l vedem și pe al doilea. Pe Adam, care s-a născut în 87. Adam, care acum are 24 de ani și care era un bebeluș tare dulce. Câteodată trebuie să crezi și în destin. Și dacă Dumnezeu îți trimite, ia cu 2 mâini. Nu știam nimic. Nu știam nimic. Și am devenit o intelectuală de limbă evraică. De limba ebraică, că... Nu e suficient să vorbești, trebuie să știi să scrii, să citești, să nu fii analfabet. Și eu știu, normal, în meseria mea trebuie să stăpânesc foarte bine limba. M-am dus la facultate și am luat cursuri suplimentare. Parte mi le-a plătit Ministerul Absorpției, care se ocupă de cei veniți. Și parte le-am plătit din buzunar și parte mi s-au dat cadou. Am învățat ivrit. Și încet, încet am început să citesc numai în ivrit, să citesc clasicii, poeții,
Puțin am învățat cu copii, am învățat și Tanah, adică Biblia, dar în cea veche, da? Vechiul Testament, cu copii împreună, pentru că ei învățau asta. Ce e istoria poporului evreu? Vechiul Testament. Directoarea teatrului din Berșeva a aflat, era la București, în perioada în care eu am făcut Alia, am venit în țară, cu actualul meu director de aici, de la Camere, care erau atunci director tineri, s-au dus în România și peste tot li s-a spus, ai, ne-ați luat-o pe Rozina, Rozina e acum în Israel. Și acum a venit în țară, m-a căutat la Mercaz Clita, centru de absorpție, care e un fel de hotel de ăsta, așa, un fel de cămin hotel. Și m-a găsit și m-a luat la teatru și mi-a spus că vrea să facă colaborare cu Cătălina Bozoianu, să facă Maestru și Margareta. Și mi-a spus să joc eu Hela, ce juca Ioana Pavelescu la Teatru Mic. Și mi-a spus că e bine pentru că nu sunt multe texte, e mult de cântat. Și eu cânt. Și am intrat în primul spectacol și, într-adevăr, spectacolul a făcut furori. Era extraordinar, Cătălina a făcut un spectacol foarte bun aici. Bineînțeles, cu Mircea Florian, care a făcut muzica, a lucrat cu Mircea la muzică și tot. Eu cu Cătălina sunt... Ca să vezi ce înseamnă dacă ai noroc în viață. Poți să ai talent, poți să fii inteligent și dacă n-ai și un dram de noroc, degeaba. Cătălina... Am lucrat cu Cătălina primul spectacol în România, la Piatra Neamț, Tinerețe fără bătrânețe, cu care am plecat la Nancy și ne-am întors, în afară de Cătălina Cătălina Popescu, care a rămas la München și cu care mă văd și prietena mea în continuare, dar mă văd cu ea de când am venit aici, nu când eram în România. Și primul spectacol în Israel, Maestru și Margareta, tot cu Cătălina. Și mi-a fost de noroc. Pentru că mi-am deschis un drum extraordinar și după asta au venit rolurile unul după altul. Am câștigat multe premii și aici în România. Uite, am pus asta deoparte că am câștigat cel mai bun spectacol cu Florin Călinescu. Am jucat amândoi în acești Îngeri Triști a Dumitru Radu Popescu. Era un spectacol superb. Poza de aici ni s-a făcut când eu am primit premiu pentru cea mai bună actriță a anului în filmul care l-am făcut în România cu Giurgiu. Ei au fost producătorii noștri români excepțional, echipă formidabilă, casă de filme formidabil de bună și cred că filmul s-a jucat acum și în România, că am vorbit cu cineva care mi-a spus că a jucat la Patria, misiunea directorului de cadre, așa se cheamă filmul. Asta este Tov. Eu spun Tov, asta înseamnă bine. Joc în Romeo și Julieta Doica și am un succes nebun și am avut niște cronici formidabile și cine vine să vadă spectacolul nu poate să vorbească numai de Romeo și de Julieta, vorbește imediat de Doica, că în prima parte eu am comic relief, eu fac râsul cel mare, pentru că e un personaj interesant, femeie din popor, așa, care vorbește ce-i vine în gură și nu-i pasă, se scobește între dinți, tot felul de... vulgară, dar extraordinară. Și în partea a doua ea face tragedia cea mare, pentru că ea îi jelește pe toți. Pentru că ce-i Shakespeare? Partea a doua, când se adună mormane de cadavre. Și joc în două spectacole de Efraim Chișon, în Numele îi merge înainte, este unul dintre ele, și al doilea este Actul de căsătorie. Și fac acum repetiții la Hanoch Levin, care este marele nostru, marele israelian dramaturg formidabil, care a murit, Dumnezeu să-l ierte, acum 10 ani, și care se cheamă Cei ce împachetează valize. Orzei Amizvadot. Și frescă socială a unui cartier în anii 70
lumea va plânge și va râde. Se cheamă piesă cu două iubiri neîmplinite și 7 înmormântări. E foarte dulce. Este extraordinar. El a prins realitatea celor supraviețuitorilor de Holocaust care au devenit israelieni și care au imprimat, au dat o amprentă specială vieții în Israel. Am făcut atât de multe roluri că nu pot să spun, știi, este o piesă a lui Tennessee Williams, toți au fost copiii mei. Nu pot să spun, ăsta mi-a plăcut mai mult, ăsta îmi place mai puțin. Joc acum într-un spectacol care în ianuarie am fost la Washington pentru 22 de zile, din care am făcut 3 zile jumate repetiții și în restul de zile, care au fost 17 și jumătate, am jucat 16 spectacole cu această piesă în care eu sunt rolul principal și toată lumea, toți s-au temut că am să cad, pentru că eu mă tratez acum de cancer partea a treia în viața mea. Dar totul e ok, totul merge bine. N-am ce să fac, l-am în gene. Bunica la 40, mama la 45, când am făcut 46 de ani am făcut o petrecere. Și a zis, gata, pe mine m-a sărit. La 53 m-a apucat. Ce să fac? N-am niciun secret. N-am niciun secret decât, cred că, zvâcul ăsta al meu pentru viață, pentru a dărui din mine ce am eu bun la alții în jurul meu. Tu nu poți să-ți imaginezi ce plăcere am când văd că lumea se topește de râs în spectacole. Eu joc foarte mult personaje care sunt puțin grotești, care ei și iau în tragedia și o iau cu seriozitate și cu nu știu ce și lumea râde, pentru că e foarte bine. Pentru că în tragediile noastre care sunt nimic, raportate la universalitate și la ce suntem noi, niște coji în care se găsește scânteia asta, sufletul. Și când văd femeile de vârsta mea care încep să se opereze, să se întindă, eu nu m-am atins de mine. Eu am zis, am dat un, când m-a pălit moldoveanca, m-a pălit boala a treia oară acum un an de zile, am dat un interviu în care am spus să dea Dumnezeu să mă ridez, să mă văd la 80 de ani, pentru că asta e visul. Visul este să trăiești viața, nu să mor tânăr și neridat. Să trăiești viața în toate consecințele, până la capăt, să-ți vezi nepoții. Eu vreau să închid odată, chestia asta. Bunica mea a murit fără să vadă nepoții, mama mea a murit fără să vadă nepoții, eu vreau să văd nepoții.